Iubiți credincioși, suntem la Biserica Ortodoxă Română din Cara, unde vom face și un tur al bisericii văzut de sus. O biserică construită terminată în anul 1908 de către Părintele Ananie Moldovan, primul preot ortodox după uniație, preot care s-a și preocupat de rezolvarea problemelor duhovnicești ale credincioșilor din primiți în grija sa. În anul 1908, în 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli, Părintele Ananie Moldovan, prăparogul acestei parohii, a avut oaspeți de seamă, adică era ziua în care se sfințea biserica de către arhiepiscopul Ioan Mețianu, protopop fiind Iuliu Roșescu, alături de un impresionant număr de preoți din împrejurimi. În 1933, după ce Părintele Ananie Moldovan a trecut la cele veșnice, locul de paroh a fost luat de către Aurel Rimbaș. Preoții care au urmat, fiecare s-au străduit ca să renoveze așezământul parohial și casa parohială, sigur, semnificativ fiind în acest sens osteniala părintelui Valer Aștulian, care, fiind și fiul duhovnicesc al acestei parohii, s-a străduit să lase ceva în urma sa. Și a atașat la vechea biserică construită de către Părintele Ananie Moldovan două turnuri laterale, care există și astăzi, turnuri care, sigur, au înfrumusețat forma bisericii din Cara. Semnificativ, după Părintele Valer Aștulian, a fost Părintele Chira Alexa, care din 1976 a fost numit în parohia Cara, tânăr, cu ambiții ca să vadă în Cara și o casă parohială nouă. Așa cum sublinia el, așa casă parohială nici nu exista în zonă, pe trei nivele, și sigur a zidit din osteneala sa și cu a credincioșilor o casă parohială care există și astăzi, finalizată în 1986, sfințită de către preasfințitul de atunci, preasfințitul Irineu. Casa parohială a rămas ca o mărturie a trecerii sale prin această parohie, pe lângă dalele pe care le-a pus în tot satul. Osteneala Părintelui Chira, sigur că a fost apreciată și de credincioși și de către preoții care au urmat. Părintele Ioan Pop și el s-a străduit ca să înfrumuseze biserica, însă semnificativ a fost la biserică renovarea interioară și exterioară, începută în anul 2008, o renovare care a adus un nou aspect total diferit de ceea ce a fost a bisericii. S-a aplicat o tencuială de rezistență, pentru că biserica fiind veche și cu fundație la suprafață, s-a fisurat. Și astfel a avut nevoie de aceste renovări. S-a aplicat o pictură peste tencuiala proaspăt făcută de către pictorul Ioan Mureșan, iar în anul 2013, în 7 iulie, în al preasfințitul Andrei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor pentru a resfinți Biserica Ortodoxă din Cara, un prilej de mare sărbătoare pentru căreni. Cărenii l-au așteptat până altul îmbrăcați toți în costume populare și corul bisericii, cor aranjat și pregătit de către Părintele Chira, a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Sigur că vom continua pe toate tărâmurile și inclusiv cel duhovnic, să ne ocupăm de sufletele credincioșilor, însă problema cea mai mare a fost, în primul și primul rând, ca locașul de cult să fie accesibil, să asigure toate condițiile de desfășurare a cultului și credincioșilor un mic confort, cât de cât. De aceea ne-am străduit ca să facem anul acesta o încălzire centrală, pe curent de această dată, încălzire care să ofere credincioșilor acel confort și iarna, când, într-adevăr, la ierni reci, biserica era goală. Personalitățile marcante din această parohie ar merita să le amintim, pentru că au avut un aport aparte în istoria noastră, și aș aminti pe Simeon Probu Prodan,
născut în 1815 în satul Cara, decedat în 1852 la Alba Iulia, a fost preot ortodox, revoluționar pașoptist din Transilvania. Și domnul Mocan Liviu, sculptor care trăiește și astăzi în Cluj, născut în Cara la 23 iunie 1955, care, fiind sculptor reputație internațională, pe lângă stâlpii împușcați pe care i-a sculptat în Cluj, lângă casino, a donat pe seama școlii din Cara un bust cu Nicolae Steinhardt, cu Sfânta Scriptură în mână, arătând că înțelepciunea întotdeauna pornește de la Sfânta Scriptură.